Salut și bine te-am regăsit! M-am gândit ca pe lângă ghidul de călătorii să adaug rubricii prețul corect și unul de meserii. Mai precis, o să vorbim despre câte costă să devii ce-ți doreai tu când erai mic. Pe modelul avion cu motor, ia-mă și pe mine în zbor să mă fac aviator! Dacă în copilărie visul de a deveni aviator când o să te faci mare era antrenat pur și simplu de curiozitate și de dorința de a explora, odată ajuns adult, iei în calcul avantajele financiare. Un pilot comandant e plătit destul de bine, dar despre acest rol discutăm un pic mai încolo. Nu sări să-ți faci planuri cu primii bani din leafă, pentru că ai mult de muncit, pentru a primi brevetul și dreptul de a pilota. În primul rând, trebuie să urmezi o școală, ceea ce te va costa. Însă, pentru că vorbim despre un domeniu în care poți câștiga chiar și 200.000 de euro pe an, sau să zicem altfel, minimum 3.000 de euro pe lună, dacă nu ești Icar 5 stele, investiția se recuperează rapid. La dosar ai nevoie de un certificat medical clasa 1. Pentru hârtie trebuie să mergi prima oară la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială Victor Atanasiu, singurul loc unde poți face asta. Vei reface testele anual, însă după poți merge și la alte cabinete. Oricum, examenul inițial va fi destul de complex și te va costa în jur de 100 de euro, periodicul doar 200 de lei. Îți trebuie diploma de bacalaureat, un certificat care să ateste că ai cunoștințe temeinice de limba engleză și noțiuni solide de fizică și matematică. Stai pe aproape că încep cheltuielile alea mari. La SSAVC, adică Școala Superioară de Aviație Civilă, cursurile pentru formarea ca pilot de linie, care permit operarea de zboruri cu avioane de pasageri, costă, conform informațiilor furnizate de instituție, puțin peste 43.000 de euro. Sunt incluse cheltuielile de instruire, nu și taxele de examinare în vederea obținerii licenței la Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Asta mai înseamnă aproximativ 20.000 de euro, ceea ce ne aduce la un cost total de aproximativ 60.000 de euro. Pe parcursul celor 2 ani de școală trebuie să acumulezi minimum 220 de ore de zbor, o parte pe simulator. La absolvirea cursurilor ai de susținut un examen teoretic și unul practic pentru obținerea licenței ATPL, adică Airline Transport Pilot License, valabil 7 ani. În acest timp trebuie să acoperi minimum 1500 de ore de zbor, adică vreo 62 de zile, altfel îți pierzi dreptul. Acum puțină economie. Există posibilitatea foarte mare să nu ai cei 60.000 de euro sau să fi strâns doar o parte dintre ei. Ce faci? Apelezi fie la un împrumut pentru nevoi personale, fie la o finanțare din partea unor companii de transport aerian. Calculăm. Dacă ai strâns măcar 20.000 de euro, poți face școala de pilot de linie. La Pilot Academy Wizz Air, cursurile costă 65.000 de euro, iar diferența de 45.000 de euro poate fi prefinanțată de operatorul aerian low cost. Dacă le ai cu finanțele, dobânda anuală efectivă, DAE, se ridică la 2,4%. Împrumutul se acordă pe o perioadă de 89 de luni, dar plata în rate se efectuează pe o perioadă de 60 de luni. Restituirea împrumutului începe după luna 30. Primele rate sunt mai mici, adică pe la 340 de euro între luna 30 și luna 53, urmând ca apoi să ajungă la 1100 de euro între luna 54 și 65, iar apoi ultimele rate ajung să scadă pe la 985 de euro. E clar, nu? Apropo de Academia Wizz Air, școlirea presupune 750 de ore de teorie la sol, 60 de ore în simulator și 145 de ore de antrenament de zbor pe parcursul a 16 sau 21 de luni. Dar asta nu înseamnă că gata, ești pilot, ai avionul tău. Până se adună orele de zbor real, în funcție de companie și de aeronavă, ești doar copilot. Plus că mai ai nevoie de licență separată în funcție de avionul pe care urmează să-ți câștigi traiul. Deci, cheltuieli în plus. Acum, salariile. Printre operatorii aerieni care plătesc foarte bine în România se numără Lufthansa, SAS Scandinavian, Condor, TUI Fly, KLM sau EasyJet. Pilotul comandant are un salariu minim anual de peste 100.000 de euro. Însă există și dezavantaje. În medie, programul unui pilot presupune 75 de ore de zbor pe lună, plus alte circa 150 de ore petrecute pregătind acte, avionul, așteptând îmbarcarea pasagerilor și așa mai departe. Astfel, media săptămânală ajunge la 50 de ore de lucru.
Unde mai pui responsabilitatea și stresul? Uită de hotelurile luxoase și de orele petrecute la plajă prin destinațiile exotice prin care ajunge un pilot. Sunt basme. Ei bine, cam asta a fost pentru astăzi. Tu ce visai să devii când erai mic? Și de ce-ți doreai acea meserie? Lasă-mi un comentariu și poate facem un episod dedicat.